Muzeul Bucovina a anunțat că pe data de 26 mai se redeschid 5 muzee pentru vizitare, după mai bine de două luni de întrerupere a activității cu publicul. Se va redeschide Cetatea de Scauna, Sucevei, Muzeul de Istorie, Suceava, Muzeul Satului Bucovinan, Muzeul de Științele Naturii și Muzeul Ciprian Porumbescu-Stupca. În perioada în care muzeele au fost închise, Muzeul Național al Bucovinei a ajuns cu postările de pe Facebook în fața numai puțin de 1.147.175 de persoane. Muzeul Național al Bucovinei vine cu o serie de măsuri care trebuie respectate atât pentru siguranța publicului cât și a personalului angajat. Astfel, vizitarea obiectivelor se va face cu respectarea măsurilor pentru prevenirea contaminării pe care vizitatorii trebuie să le respecte și anume. Accesul publicului vizitator va fi permis în muzeu numai în condițiile purtării măștii pe toată durata vizitei. Masca trebuie să acopere gura și nasul. Accesul în muzeu se face cu respectarea de către participanți a distanțării de minimum 2 metri. Vizitatorii vor utiliza covoarele cu dezinfectant pentru încălțăminte aflate la intrarea în muzeu. Vizitatorii își vor dezinfecta mâinile cu dezinfectantul pus la dispoziție la intrarea în muzeu. Accesul vizitatorilor va fi permis numai după un triaj observațional a simptomelor de infecție. Nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie, tuse, strănut, rinoree. Accesul vizitatorilor va fi permis numai după termometrizarea non-contact. Persoanele cu temperatura de peste 37,3 grade Celsius și cele care refuză să li se verifice temperatura nu vor avea acces în muzee. Publicul vizitator va menține o distanță de minimum 2 metri între oricare două persoane. Publicul va urma fluxurile de vizitare unidirecționale și va ține cont de observațiile afișate sau de indicațiile personalului care asigură vizitarea. Timpul de vizitare a expozițiilor din cadrul fiecărui muzeu este de cel mult două ore. Programul de vizitare pentru obiectivele deschise este Muzeul de Istorie Suceava, Muzeul de Științele Naturii, Muzeul Satului Bucovinean, Muzeul Memorial Ciprian Porumbescu, între orele 10 și 18 de marți până duminică, iar pentru Cetatea de Scaun a Sucevei, programul de vizitare este între orele 9-21 de luni până duminică. Fiecare muzeu va avea afișate regulile și programele de vizitare care cuprind și intervalele de dezinfecție. De regulă, după primele patru ore de la începerea vizitării, expozițiile vor fi închise 30 de minute pentru dezinfectare. Pentru respectarea distanțării sociale și asiguranței medicale, fluxurile de vizitatori vor fi organizate astfel. Muzeul de Istorie Suceava, 5 persoane cu excepția familiilor care pot fi formate din părinți și 2, 3 sau mai mulți copii la intervale de 10 minute. Muzeul de Științele Naturii, 5 persoane cu excepția familiilor care pot fi formate din părinți și 2, 3 sau mai mulți copii la intervale de 15 minute, Muzeul Satului Bucovinian, 5 persoane, cu excepția familiilor care pot fi formate din părinți și 2, 3 sau mai mulți copii la intervale de 10 minute, Cetatea de Scauna Sucevei, 5 persoane, cu excepția familiilor care pot fi formate din părinți și 2, 3 sau mai mulți copii la intervale de 10 minute, Muzeul Memorial Ciprian Porumbescu, 3 persoane, cu excepția familiilor care pot fi formate din părinți și 2, 3 sau mai mulți copii la intervale Vale de 10 minute.